Această zonă a comunității lucrene este una locuită din cele mai vechi timpuri, o veche așezare despre care vechile cartografii ale istoriei noastre românești o menționează și despre care a scris luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu, care spunea că în mocanii de la Șirnea și Rucăr găsești foarte multă noblețe de rasă omenească. Iar marele scriitor român Alexandru Vlahuță, în arhicunoscuta operă România Pitorească, spunea că acest peisagiu din Rucăr, localitate aflată într-o frumoasă vale a județului Mușel, aici toate te înveselesc. Aerul curat, freamătul pădurilor, șuietul apelor, dar mai ales înfățișarea mândră și voinicească a gospodarilor de aici și chipul rumen și luminos al rucărencelor, îmbrăcate în costumul tradițional rucărean, cusut de mâna lor, de-a cărei măiestrie nu pot să spună de unde au dobândit-o. Rucărul e recunoscut. Faptul că suntem crescători de animale, faptul că suntem o localitate de munte, faptul că avem turism pe care vrem să-l dezvoltăm, faptul că ne păstrăm tradițiile, că avem oameni cu pregătire care pot să ducă mai departe tradițiile din localitatea noastră și să ducă renumele localității acolo unde trebuie să ajungă. Înseamnă foarte mult pentru mine ca primar, ca administrator al localității Rucăr și cel mai important este că atunci când oamenii vin la noi, vin ca și turiști uneori și pleacă ca și prieteni. Vizitatorii nu sunt întâmpinați doar cu bucuriile materiale pe care Rucărul le oferă în prezent. Povestea satului, bogată în evenimente istorice, este împărtășită celor ce au răgaz să asculte. E o poveste lungă, frumoasă și rădăcinile încep încă din Neolitic, primele urme de viață din acest areal de atunci datează și apoi a fost o continuitate neîntreruptă de viață. A existat inclusiv o așezare getodacă și apoi un castru roman în vremea stăpânirii romane în Dacia. Castru care făcea parte din Limes Transadultanus, sistemul de fortificații care pornea din Dobrogea și ajungea până în Banat și delimita granița Imperiului Roman în această parte de țară. Apoi urmează așa numitul mileniu întunecat, în care sunt numeroase migrații, în care se fac mișcări de populație, vatra satului se schimbă, se duce către un loc mai ferit și apoi în vremea întemeierii statului feudale românești se constituie nucleele de obște, care va fi instituția de bază până în epoca modernă și contemporană de organizare a statului. Rucărul a avut un potențial serios și economic și administrativ și cultural și întotdeauna a fost un sat care a fost luat în seamă de toate stăpânirile și de toate domniile. Vreme de aproape 4 secole a fost și vamă domnească pe culoarul Rucăr-Bran și lucrul ăsta a contribuit foarte mult la dezvoltarea localității. În primul rând, vamă domnească înseamnă pentru un sat o sursă foarte mare de bani, în primul rând, și o sursă de mărfuri diverse. O vamă domnească într-un sat înseamnă, practic, cel puțin mai bun lucru care putea fi din punct de vedere și social și politic și economic în Evul Mediu, pentru că se iau vamă de la mărfuri, oamenii care slujesc vama sunt oameni cultivați, s-a dat și un impuls dezvoltării școlii în zonă cu această ocazie. Locuitorii încet încet au luat contact cu valori materiale și imateriale și din alte spații, nu numai din spații românesc, pentru că, de exemplu, veneau negustori din spațiul german sau din Polonia care tranzitau Transilvania, veneau pe la Brașov și pe culoarul Rucăr-Bran și implicit pe la Rucăr mergeau către țara românească, către Imperiul Otoman, către zona Balcanilor. Deci, practic, era un punct vamal cu importanță majoră pentru economia țării românești și aproape toți domnitorii Evului Mediu au ținut cont de vama de la Rucăr. La un moment dat s-a mutat la Bran, la un moment dat se punea problema mutării și a fost și mutată la Dragoslavele, dar până la urmă Rucărul a rămas ca nucleu vamal în zonă și asta a contribuit foarte, foarte mult la dezvoltarea așezării pe absolut toate planurile. Sunt și foarte multe documente, s-au găsit acte vamale originale, s-au găsit liste de mărfuri, nume de negustori, nume de personalități care au trecut prin Rucăr.
Apoi, în vremea voievozilor Matei Basarab și Șerban Vodă, locuitorii ajung în Românie, în iubăgie, odată cu proprietățile lor și fac un efort teribil de a se răscumpăra, efort până la urmă reușit și obștea rucăreană către sfârșitul secolului XVIII începe să aibă proprietăți din ce în ce mai mari și munți și păduri și terenuri. Dar în același timp își face loc un alt fenomen, acela al cotropirii marilor proprietăți ale obștei de către potentații locului, boieri, oameni cu dare de mână, oameni cu funcții care încet încet acaparează o mare parte a potențialului obștei. Dar la începutul secolului XIX și la începutul epocii moderne, Rucărul devine un loc foarte important în economia zonei, în politica țării românești, deoarece la 1821, la Zaveră, la Revoluția lui Tudor Vladimirescu, are loc o bătălie între oastea lui Ipsilante, conducătorul eteriei, și detașamente turcești care vor să zdrobească Revoluția Română. Deci este și teatru de operațiuni la Revoluția din 1821. Și un moment foarte, foarte important este la 1848, când în vreme de două săptămâni, Rucărul este reședință, este capitală de țară românească, deoarece guvernul provizoriu s-a retras la Rucăr, de la București, și au tribut de sânge pe care rucărenii îl dau cu bărbăție și curaj. Și apoi cele două războaie mondiale, unde de asemenea rucărenii susțin efortul național militar. Apoi, primul război mondial a marcat iarăși istoria zonei într-un mod foarte interesant și într-un mod foarte dramatic, pentru că, practic, în momentul în care frontul a început să dea înapoi în Transilvania, sub povara armatelor austro-ungare și germane, soldații s-au retras prin această zonă și Rucărul a fost teatru de bătălii în 1916, în încercarea trupelor puterilor centrale de a ajunge la București pe această parte. S-au purtat bătălii, satul a fost foarte afectat în primul război mondial, a fost distrus centru, a fost distrusă școala generală și locuitorii au plecat aproape toți în zonele învecinate sau în munți ca să scape de ororile războiului. Iar vreme de aproape lună de zile, de la Rucăr, Dragoșabele și până aproape de Câmpul Lung, la Valea Mare, s-au purtat lupte grele, până la urmă armata română fiind copleșită și silită să se retragă. Deci o pagină extraordinară din istoria primului război mondial s-a scris și la Rucăr. Fiind vamă domnească vreme de secole, foarte mulți negustori transilvaneni și brașoveni au trecut prin zonă. Au fost și schimbări de populație, pentru că și transumanța a lăsat urme și procesul de aculturație, de transfer permanent de valori din Transilvania către țara românească, dar și către Moldova, au mers pe acest culoar și Rucărul a primit foarte multe influențe pe care le-a integrat în specificul zonei și putem spune că Rucărul este un focar de concentrare etnografică cu influențe majore și din Transilvania și din partea de nord a Muntenii și mai ales a zonei Muscel. Deci este sat reprezentativ pentru zona Muscel și, evident, pentru civilizația tradițională românească. Se mai păstrează astăzi sportul popular? Nu numai că se păstrează, dar în ultimii ani se vede un reveniment deosebit spre bucuria noastră a tuturor, și tineri și oameni de condiție socială, medie sau chiar înaltă, încep să scoată de la lada de zestre, să cumpere, să refacă chiar unele piese de sport popular, și asta este un lucru care ne bucură pe toți, pentru că civilizația românească tradițională primește un nou impuls către renaștere. El primește la nivel național și se oglindește ca de obicei la Rucăr. Dorința de a păstra portul popular a dat ființa atelierului de țesut și cusut, secție externă a Școlii de Artă Populară și Meserii din Pitești. Instructorul clasei este Nicoleta Vorovenci, din Rucăr, absolventă a primelor cursuri din anul 2012. Aici se întâmplă lucruri minunate, pentru că vrem să reînviem tradiția, să învățăm elevii din cele două unități școlare din Rucăr să țeasă la cele două războaie, să coasă pe itamină și să afle îndeletnicirile bunicilor noștri. Copiii sunt dornici să vină la aceste cursuri?
Sigur că da, clasa am înființat-o la dorința lor pentru că se mobilizează de fiecare dată și participă cu multă bucurie la toate sărbările specifice zonei noastre. Activitatea lor a fost încununată cu multe premii, cu participări atât în țară cât și peste hotare. Așadar, iile pe care fetele în mod deosebit au învățat să le coasă au avut succes. Ce obiecte găsim în această sală? Obiectele pe care le găsiți aici sunt specifice lucrului. Aici de față avem un rotan, avem război în douăițe, în patruițe, vârtelnițe și alte obiecte necesare lucrului. Aveți și un război foarte mic, nu am mai văzut. Da, este un război miniatură pe care îl purtăm atunci când avem nevoie în diferite deplasări. E mai ușor de transportat, iar ceea ce avem urzit pe el este ușor de manevrat și de lucru atunci când este nevoie. Ducem mai departe tradiția, să nu se piardă. Țesem, coasem, coasem mișoare, țesem fostițe, tricolor. Pe cine învățați? Elevii din acest liceu, Victor Slăvescu, clasele 8-11. Aveți mulți elevi dornici să învețe arta cusutului? Da, sigur că da. Și mai ales cei mici sunt nerăbdători să vină să învețe. Am participat în toată țara unde am fost invitați cu expoziția, cu elevii, unde am câștigat și premii. Cea mai mare realizare a fost în 2015, când am participat la expoziția mondială Expo Milano. Premii am început de la locul 3, 2 până la locul 1, apoi am ținut-o tot așa. Cum privesc străinii? Apreciază foarte mult ceea ce facem noi și sunt foarte încântați. Iar noi în zona noastră îi primim cu mare drag. Pentru că arta populară este strâns legată de credință și tradiție, și aici oamenii mărturisesc frumusețea ortodoxiei. Merg la biserică și sunt apropiați de parohia din care fac parte. Părintele Sebastian Arsulescu este unul dintre păstorii acestei comunități. Activitățile pe care noi le desfășurăm în parohia noastră, avem un ogor bogat, putem să spunem, din acest punct de vedere, fiindcă avem un centru de bătrâni aici, avem un complex de servicii pentru copilul în dificultate, instituții în care ne desfășurăm activități catehetice și filantropice în același timp, dar mai ales prin buna colaborare cu cele două instituții de învățământ, respectiv Liceul Victor Slăvescu din Rucăr și Școala NAE A Ghica, desfășurăm anumite proiecte catehetice numite Biserica din Școală sau Școala din Biserică, prin care preoții merg în școală, susținând cateheze în fața elevilor și prin care elevii sunt invitați aici în Sfânta Biserică pentru a desfășura ora de religie, având în vedere că prima școală a fost în ambonul Sfintei Biserici. Prin binecuvântarea înalt preasfințitului Arhiepiscop Calinic, implementăm toate proiectele inițiate fie de Patriarhia Română, fie de Arhiepiscopia Argeșului și Mușelului. Spre exemplu, avem proiectul Bucuria Darului sau Ajutor la Domiciliu. La nivel de parohie avem și acea activitate social-filantropică, Donează Sânge, Salvează o Viață. Biserica care ne aflăm este cea de-a patra biserică din parohia Rucărul de Jos. A fost construită între anii 1890-1894, în timpul regelui Carol I, cu ajutorul sătenilor. Se menționează în istoricul bisericii ca și epitrop de construire preotul Ioan Lungeanu, tatăl vestitului scriitor Mihail Lungeanu, preotul Dumitru Anastasescu, Ioan Băjan sau Toma Ștefănescu, care s-a ocupat de aproape de construcția acestui sfânt locaș. Biserica aceasta este foarte mare, după cum se vede, așa cum este și credința și inima localnicilor. Are formă de navă,
În turla din exterior se poate observa un ceas pe care părintele Ioan Lungeanu l-a adus de undeva din Transilvania, de la o biserică din Ardeal, pe care noi am căutat să-l punem în funcțiune și să fie apreciat și văzut atât de localnici, dar mai ales de turiști. Biserica este pictată de renumitul pictor Nicolae Vermont, dar în 1986 pictura a suferit modificări, fiind refăcută și adusă în starea în care se vede astăzi. Biserica aceasta, în 1916, a fost transformată în lagăr, fiindcă nemții au închis aici și pe prizonierii pe care îi luau din această zonă. Nu este singura biserică din zonă care a suferit acest lucru și alte biserici au fost tratate sau transformate în diferite locații. Avem o istorie bogată, avem tradiții bogate, dar avem și o viață culturală desăvârșită. Încă din 1930, Nicolae Iorga vine la Rucăr, impresionat de frumusețea locului și pune bazele unui ateneu popular, care mai târziu, în anii 50, va deveni căminul cultural și principalul focar de cultură a satului, alături de celelalte două școli generale și de liceul înființat în 1961. Iar din decenul al VII-lea ajungem să avem singurul festival național sătesc de muzică ușoară și populară, Floarea de Stâncă. Ajung aproape toate marile personalități ale culturii și ale muzicii să treacă pe la Rucăr și Rucărul devine un sat reprezentativ pentru România. Iar din 2011 are o instituție în premieră, împreună cu colegii de-ai mei, niște oameni dedicați. Este un cenaclu literar, se numește Mihai Lungeanu, după numele unui scriitor rucărean premiat de 3 ori de Academia Română. Revista Piatra Craiului și în 2015 Asociația Culturală Rufa Arbor. De ce Rufa Arbor? Foarte simplu, pentru că Rufa Arbor este numele de cronică al primei atestări documentare a Rucărului la 19 noiembrie 1377, când regele maghiar Ludovic promite negustorilor care treceau de la Brașov către țara românească să-i scutească de vama ce aveau să plătească la Rufa Arbor, la Rucăr, dacă țara românească ar fi ajuns sub stăpânirea regalității maghiare, așa cum își dorea. Deci, deja la sfârșitul secolului XIV, Rucărul era vamă domnească pomenit în documentele epocii. Cu ce se ocupă asociația? Are ca prim obiectiv promovarea valorilor culturale ale zonei Muscel, cu tot ce înseamnă asta și patrimoniul material și imaterial, dar și organizarea de spectacole, lansări de carte, expoziții, cercetare de toate genurile, mediatizare, practic un spectru de activități care să cuprindă toate aspectele posibile unei comunități contemporane aflate în plin proces de dezvoltare. Ce caută turiștii când vin aici? În primul rând, frumusețea locurilor, apoi istoria, cultura și tradițiile, în măsura în care sunt suficient mediatizate și există și un efort în această direcție. Liniște, viața și lucrurile de demult, o gastronomie tradițională, un port tradițional, oameni de altă dată, chiar dacă sunt de acum, sunt lucruri care ne ajută pe toți să ne întoarcem la origini, la copilărie, la tot ce ne-a făcut pe noi ca români și ca oameni. Chiar dacă locuim poate în oraș sau poate în spații din afara țării. Ne întoarcem la Rucăr ca la locul copilăriei noastre, ca la locul unde am fost fericiți, ca la raiul nostru. Există produse culinare specifice zonei. Care sunt acele? Cașcavalul de Rucăr este cel mai cunoscut brand. Deocamdată nu-l mai fabricăm, din păcate, în spațiul satului. S-a fabricat la un moment dat, dar sunt și preparate. Au fost inclusiv expoziții și festivaluri de gastronomie locală și tradițională, dar și contemporană. Și toate produsele tradiționale și mai ales produsele de porc și mai ales pastrama de la Rucăr și cârnații de la Rucăr sunt cunoscuți peste tot. Chiar dacă nu sunt înregistrate ca branduri și chiar dacă nu au notoritatea Cașcavalului de Rucăr. Produsele culinare specifice zonei pot fi gustate chiar la stână, acolo unde sunt preparate. Oaspeții sunt întâmpinați cu bucurie de localnici, care organizează pentru ei diferite activități. Cu ce se ocupă cei de aici? Suntem într-o zonă montană și de obicei în zonele montane creșterea animalelor este primordială. Sigur că s-au dezvoltat și activități adiacente, valorificarea produselor care se fac din produsele animaliere. Sigur, exploatarea lemnului a fost una din ramurile de bază, dar în ultima vreme lucrurile au evoluat într-o altă direcție.
turiștii care își doresc pot veni aici la stână? Pot veni oricând și la stână și la pensiunile din zonă, pot vizita peșterile din zonă, pot să participe la tot felul de activități pe care noi le avem. Însă important este că sunt primiți cu căldură, sunt primiți cu ospitalitate, pot să guste din toate produsele pe care noi le avem aici ca produse tradiționale, pentru că noi ținem foarte mult la tradiție și în general nu renunțăm la ceea ce cândva făceau și bunicii noștri. Avem brânza în coajă de brad în perioada de vară, brânza de burduf, așa cum o știe toată lumea. Facem un balmoș extraordinar și facem o pastramă extraordinar de bună, așa cum mai noi știm să o facem. Aș recomanda toate produsele din lapte de vacă sau de oaie pe care noi le preparăm, de la telemea, cașul proaspăt sau cașul afumat, cașcavalul, telemeaua, brânza de burduf, urda și bineînțeles că gospodinele noastre știu să facă și cozonac și dulciuri, pot să primească orice fel de turist din țară sau de peste hotare, așa cum trebuie și sigur că atunci când vin aici, vin și poate se îndrăgostesc de locuri, se îndrăgostesc și creează prietenii cu noi și revin a doua oară cu siguranță. Una peste alta, este un noroc să te naști la Rucăr și este o onoare să-i promovezi istoria, cultura, tradițiile și toate elementele care l-au făcut cunoscut în țară și sunt convins că, exact cum spune o vorbă istorică, la mare trecut îi nădăjduim și îi slujim cu toții un mare viitor.